Yang Su, Shang Kua, Hoa. Da, n-am idee ce am spus, dar ideea e că e tematic, fiindcă azi jucăm un joc care e disponibil doar în China, doar în chineză și am stat, cred că, vreo jumătate de oră sau 40 de minute să-l pot seta, fiindcă procesul e mai complicat. Dar se cheamă Gamer for Peace și e varianta chinezească a lui PUBG, făcută tot de Tencent, bineînțeles. Ideea e că PUBG aparent nu se conforma cu valorile morale, socioeconomice, demografice și așa mai departe ale Chinei și a trebuit să schimbe jocul în sine. Așa că PUBG nu mai există în China de vreo săptămână și acum se cheamă doar Gamer for Peace. Atât. Haideți să trecem prin tot tutorialul prin care am trecut eu, ca să-l puteți juca și voi. Ok, deci ce aveți nevoie să intrați așa. Să scrieți tap tap download. Și intrăm pe prima pagină de aici. Cu voia împăratului se va încărca. Am spus cu voia... Ok. Și aplicația asta este un fel de Google Play Store, dar doar pentru China, în care găsiți mai multe jocuri. Nu vrem asta. Și aici veți putea downloada aplicația respectivă. De obicei apare pe aici în dreapta, dar cu siguranță vă descurcați. Punctul numărul 2. Ca să intrați în joc, vă trebuiesc două lucruri. Bine, una din două. Dar QQ, care o găsiți tot pe TapTap, și după cum vedeți, este numai în Shanghua. Este foarte greu să vă faceți un cont cu care să-l sincronizați pentru Gamer for Peace, așa că nu vă recomand QQ, doar dacă știți chineză, bineînțeles. Dar ce vă recomand este WeChat, adică această aplicație de aici. Intrăm puțin și avem în engleză, uitați, și pozaria mea de aici, foarte, foarte veche. Scrieți numele, după aia punem regiunea, România, după cum am spus, asta în QQ e în chineză și nici măcar nu găsiți România acolo. După aia introduceți numărul de telefon, parola și cu voia împăratului va veni SMS-ul cu care să vă autentificați. Haideți să intrăm puțin în joc, în Gamer for Peace. Vedeți, după cum am spus, făcut de Tencent. Ce scrie pe acolo? Probabil că e Game for Peace. Și am auzit Winner, Winner, Chicken Dinner. Da, total de acord. Uitați. E foarte amuzant. Încă nu l-am încercat. L-am păstrat virgin aici pentru video. Am auzit niște lucruri super amuzante despre el. Vreau să văd dacă sunt toate adevărate. De obicei, loading screen-ul ăsta e super rapid, dar după cum spuneam, nu puteți intra în joc mai departe de meniul principal, dacă nu vă faceți sincronizarea cu WeChat sau QQ. Aparent m-a auzit împăratul și... Eroare, nu-i problemă, face parte din mecanisme. Deschidem din nou, nicio problemă. Cred că mi-a stricat telefonul. N-am mai văzut niciodată un Huawei pe 20 Pro să fac asta. Am reușit? Putem? Oh, gata, l-am reparat. Mai intrăm o dată. Vedeți, este făcut, sper că se vede, este făcut cu Unreal Engine, deci același engine pentru joc, este fix același joc, doar puțin modificat, ca puterele mari din China să fie de acord cu valorile acestui joc. Cum am zis, nici măcar n-am intrat în el, fiindcă presupun că toate astea înseamnă noob care nu se crede noob și codat. Hai că n-am jucat niciodată în chineză, nu știu, hai să punem, hai pe mijloc. Îmi place culoarea albastru. N-am idee ce-s astea. Presupun că e store-ul. Da, este store-ul. Xiangshi. E spectaculos, e spectaculos. Schimba puțin muzica, asta ce e, alt store? Da, mersi. Xie. Am dat click, cred că pe play. Ok, whatever. Nu înțeleg ce-mi spui oricum. E același lucru. Fix la fel. Practic e PUBG în chineză. Părul e modificat puțin. Arată ca un Chinese dumpling. Măcar cifrele sunt în... sunt arabe. Cifre arabice? Arabe? Nu, cred că e cafea arabică. Nu contează. Puțina în cultură nu strică nimănui. Sau era opusul. E prea amuzant. E așa oficială tipa asta. Avem miguri sau echivalentul lor.
Sinșome. Aceleași sunete, aceeași hartă, presupun că e aceeași hartă, dar nu știu pe de rost, dar presupun că e fix aceeași hartă. De ce s-ar chinui să fac alta? Ușor. Nu vrea să mă asculte. Ușor. Și încă nu se mișcă asta fără să mișc eu de aici viewpoint-ul. Dar nu contează, am ajuns lângă o casă. Hai, hai. Am luat o chestie, nu știu ce asta, energizant din China, habar n-am. Aud un inamic a Republicii. L-am văzut, m-a văzut, ne-am văzut. Da, în loc de sânge. Deci în loc de sânge are bulele alea. E genial. E absolut genial. Fiindcă nu ai sânge în jocul ăsta. Era prea violent pentru Republica Socialistă Chineză a Poporului, sau cum se mai numesc ei. Ca un dușman. Uite-l. Sper că-s boți ăștia. Cum se împuști? Cum să n-aibă sânge? Încă un dușman. Ți-ai dat mine? Nu. Cred că... ai, din squadul meu. Da, mă? Hai, mititelule. Hai, dronă comunistă. Tot Dacia? Serios? M-a împușcat cineva. Mi-a sărit. Nu sânge. Unde ești? Uite, te-am văzut. Ho! L-am luat. Chestia e că nesângele ăla dă de gol dușmanul mai mult. Și dacă ai ascuns în iarbă și dai câteva capace, îl vezi mult mai clar. Dar hei, cine sunt eu să mă pun cu Republica Chineză Socialistă Democratică a Poporului Chinez? Am impresia că camera e puțin diferită. Nu știu dacă mă înșală memoria, dar parcă PUBG era... vedeam un de mai în spate și mai jos puțin. Nu era chiar atât tăiat de la mijloc. Probabil iar ceva de a face cu valorile tradiționale chinezești a poporului chinez, socialist, comunist. Merge destul de ok dacă rulezi pe serverele lor. Dacă au servere dedicate. Fiindcă dacă luați în considerare că joc numai cu Yang Shuo, Hua, Jet Li, Jackie Chan, merge destul de ok. N-am văzut lag. Ceea ce e ciudat pentru PUBG. Dar, din nou, asta e Game for Peace. Ies într-o mașină. Aparent, claxoanele în China funcționează. Hai să mai bem un energizant chinezesc. Și în China durează la fel de mult să bei un energizant. Mai bem unul. Pentru popor și patrie, te rog, bea-l. Ah, da. Asta? Grafica. HDR. Merge oare HDR? Nu știm, dar dăm mai colorful. Sper că nu-l stric. La fel, ăsta, ok, volanul. Ceva... nu știu ce e asta, dar ok. Ceva muniție aici. Da, partea... ce culoare vreau să fie sângele? Vreau să fie roz. Și... și ținta, nu, ținta albă. Hopa! Hopa! L-am văzut! Ia sânge roz! Ia sânge roz! A rămas fără munițiune. Hopa! Hai, fă din mână! Salută! Salută, fă din mână! Asta-i. Ați văzut? A salutat. Deci în loc să moară, asta se întâmplă în PUBG Game of Peace from China. Se ridică de jos după ce moare și salută. Ca să fie conform valorilor lor naționaliste, tradiționaliste și așa mai departe. Da, mă scoate volumul ăla din sărite. Auzi. Da, hai. Gata. Ați văzut? Spiritul PPC-ului. Winner, winner, chicken dinner. Dacă mă împușcă, mă împușcă, mă împușcă. Sfârșit, ceva acțiune. Dar cum spune Daniel, editorul nostru, care îl urăște pe Will Ferrell, finally some action. S-aud spiritul PPC-ului. Ok, așa se spune la Winner Winner Chicken Dinner. Cum? Wong Shun Zhe, Ciro Wan Shan. Opa. Așa! Vreau să-l văd făcând din mânuță. Deci așa arată bula asta care se închide.
Ok. Cu semne bune anulare. Nu știu ce aia, dar știu că nu e așa la noi. Cel puțin ultima dată când am jucat eu. Opa. Ok. Am primit ceva. Un trofeu. Nu știu ce face, dar l-am. Asta, teabagging. Teabagging-ul transcede limbile. Pun intended. L-am văzut. Hei, încă o medalie. Am primit un tort sau ceva. Aici, arată ca un tort. Priviți, da? Number one. În China. Sunt numărul 1 în China. Din 3 miliarde jumate de chinezi, Codrin se află pe primul loc. Ce să mai spun? Ce să mai spun? Melodia asta zice tot. Unde se duc românii? Rup. Ei bine, cam asta a fost. Nu știu exact dacă a fost lung sau nu clipul, dar eu m-am plictisit fiindcă la momentul actual am 36 minute de înregistrare. Și da, Game of Peace. Spor la joacă, ce să vă spun. E fix ca PUBG, dacă vreți să nu înțelegeți meniul și limba vorbită, dar vreți să vă amuzați puțin, vi-l recomand. Dacă treceți prin toată bătaia de cap prin care am trecut eu ca să îl puteți activa. Cam atât deocamdată, până data viitoare, numai bine!